Sunt Emilia Babu și astăzi o să vă prezentăm un caz tulburător care a avut loc pe data de 17 iulie, în jurul orei 19:30. Un caz tulburător care a avut loc între oamenii legii de la secția 3 de poliție și doamna Vitalia Cristina, împreună cu soțul dânsei Vitalia Ionuț. Vă rog mult de tot să ne prezentați cu exactitate ce s-a întâmplat și să ne povestiți. În seara zilei de 17 am constatat că pe locul nostru de parcare, loc pe care îl plătim de la primărie. Da, aveți acte, aveți tot ce trebuie. Da. A parcat o mașină cu număr de Ialomița. Soțul meu a coborât să vadă dacă și-a lăsat un număr de telefon, de contact. A sunat și s-a răspuns, o voce bărbătească i-a răspuns. Soțul i-a solicitat să-și mute mașina. Ca și răspuns a primit o înjurătură și a închis telefonul. Soțul a rămas pentru puțin timp acolo jos în fața blocului, dar nu lângă mașină, a traversat strada. S-a depărtat puțin de mașină și la câteva minute, maxim 2-3 minute, am auzit voce de femeie coborând din scară și țipând. Eram cu copilul lângă fereastră, pentru că exact în perioada aia s-a întâmplat să fie o pană generală de curent. Specificăm, vă rog, și vârsta copilului? Copilul meu atunci avea nici 4 ani, 3 ani și 11 luni. Să vă trăiască. Să rămână, da, nu știu. Și eram cu copilul la geam, fereastra deschisă și am auzit zgomote. Copilul a sărit în pas, s-a speriat, mami, ce se întâmplă? Zic, e totul ok. Am văzut-o pe doamna când s-a dus către mașină, după care s-a dus către soțul. A început să îi vorbească pe un ton ridicat și și-a pornit telefonul să-l filmeze. Da? Să-l filmeze pe soțul, dar venind agresiv cu telefonul către soțul. Deci s-a refuzat să munte mașina de pe locul dumneavoastră de parcare, ținând cont de faptul că acea mașină era parcată la 19:30, unde dumneavoastră aveați tot dreptul să parcați mașina acolo. Da. A postat soțul meu, noi avem un grup de Facebook al blocului. Un grup de WhatsApp. Da. Și pe grupul de WhatsApp soțul meu a adresat întrebarea, în cazul în care există proprietarul mașinii, vă rog să vă mutați mașina, vă mutați mașina de aici. I s-a răspuns de către un alt vecin, de la un alt vecin am aflat că domnii parcaseră anterior pe alte două locuri de parcare. Deci noi eram a treia victimă, cam așa ceva. Și am prins din conversație că dumneavoastră nu-și mai mută mașina, că și-a mutat-o de două ori, că nu vrea, că e proprietar în blocul nostru și dacă e proprietar pe un apartament, are dreptul să te parcheze oriunde. Și a cerut soțului dovada parcării. L-am auzit pe soțul că i-a spus, ești organ de poliție, ești la poliție, n-am înțeles. Bun, l-am sunat pe soțul că avea telefonul la el, zic, uite, te rog frumos, vino și stai cu copilul cât mă duc eu la o locație lângă să aduc dovada, să-i prezint doamnei dacă vrea, dovada că într-adevăr plătesc impozitul, dacă dumneavoastră așa vrea legal. Da. Nu a durat nici 10 minute și m-a sunat soțul să-mi spună că a sosit mașina de poliție, o mașină de poliție. Eram convinsă că este mașina de poliție, poliția locală. Dumneavoastră nu ați sunat la secția de poliție, la 112? Nu ați sunat. Nu, am sunat la poliția locală. Da. Am venit cu dovada, m-am prezentat în fața mașinii de poliție, la poliție, mașina de poliție, cu dovada plății impozitului ca să fie lumea mulțumită. Era la volan agent principal, le știu numele după, din procesul verbal, da, pe care l-a făcut soțului după. Agent principal Cruceru, Florin, la volan, iar ieșit afară din mașină, sprijinit cu cotul de plafoniera mașinii, Maximaru. Al doilea agent de poliție. Da. Am remarcat că agent principal Cruceru are același accent de basarabean precum avea doamna. Accent de basarabean. Da. Adică nu credeți că este poate fi o coincidență? Sau aveți alte suspiciuni? La cum au decurs lucrurile,
Dar ce înclin să cred o altă suspiciune, că am alte suspiciuni. La momentul acesta, la aproximativ 3 săptămâni de când s-au întâmplat faptele, aveți idee, cunoașteți cine a chemat poliția? Nu, nici în ziua de azi. Nu știu cine a chemat poliția și nu știu de ce a fost chemată poliția MEAIU. Ce treabă are MEAIU? MEAIU a venit în urma unei sesizări, clar, nu aveau cum să vină altfel. Da. În loc să vină poliția locală. Poliția locală a venit după, mai târziu. Deci am fost în toată perioada. Poliția locală a sunat-o dumneavoastră și din și s-au prezentat. S-au prezentat, mai târziu le-am spus și dumnealor, au chiar persoana care a venit atunci de la poliția locală și prezentându-i evenimentele și arătându-i și filmările, se aude pe filmarea mare că este și dumnealui uimit de ce a văzut. Că nu e posibil să se întâmple. Că ne întâmplându-se nimic. Soțul dumneavoastră și implicit dumneavoastră nu ați făcut absolut nimic, nu ați făcut scandal, nu ați țipat, nu ați făcut nimic și totuși poliția a venit? Poliția a venit. Nu, a venit MEAIU. Nu înțeleg, MEAIU vine de obicei când este în pericol o persoană. Și eu așa știu, dacă e pericol, am sunat când a fost nevoie de ceva. Sau sunăm în cazul în care nu știu unde era pericolul aici. Cine era în pericol? Că nu era nimeni în pericol. Da, relatați-ne în continuare ce s-a întâmplat, vă rog. Da, m-am dus la mașina de poliție, i-am prezentat agentului principal Cruceru foaia în care scrie că am plătit impozitul și m-a arătat și în telefon că s-au mai discutat, s-au pus pe grup și că dumnealor mai parcaseră abuziv pe alte două locuri de parcare, eu fiind a treia victimă. Da. Da. Fără să se uite la mine, mi-a zis că nu-l interesează, el n-a venit pentru locul de parcare. Păi zic, pentru ce ați venit? Să vină soțul dumneavoastră. M-am legitimat, m-am prezentat, dumnealui m-a legitimat după nume, prenume și CNP, m-a verificat în dispozitiv și zice, da, să vină soțul, nu discut cu dumneata, n-am treabă cu parcarea. Păi de ce ați venit? N-am treabă cu parcarea. Între timp îl aud pe celălalt. Dar nu mi s-a răspuns. Nu mi s-a răspuns. De ce au venit? Nu, mi s-a spus că nu discută cu mine. Domnul Cruceru nu discută cu mine că n-a venit pentru parcare și nu-l interesează parcarea. Da. Nu l-a interesat nici faptul că am plătit impozitul și nici faptul că am parcare acolo, nici. Nu l-a interesat nimic. I-a zis că el nu are treabă cu asta, nu discută cu mine. Nici măcar nu s-a deranjat să mă privească. Nu discută. Îl aud pe celălalt polițist, pe Maximaru, că îl aud, vorbea în telefon, după aia am dedus că vorbește cu soțul și spune că coboară în jurătură. Soțul dumneavoastră fiind la geam cu copilul. Soțul meu fiind în casă la geam cu copilul. La geam, la etajul 1. Nu stăm la 10, la etajul 1. Da. I-am rugat pe amândoi să vină. Chiar n-am spus, zic, uitați. Haideți cu mine, acasă, până la ușa apartamentului. În casă, ca soțul meu să coboare, este necesar ca eu să urc. Am copilul mic în casă. Copilul stă cu soțul în prezent, ca eu să fiu aici. Soțul meu stă cu copilul de nici 4 ani în casă, ca al meu soț să coboare, e necesar ca eu să urc, dar spuneți-mi care e motivul pentru care. Dumneavoastră să evitați contactul copilului cu ce se întâmplă în fața blocului. Corect, pentru că nu vedeam motivul, nu știam de ce cauză, care e motivul. Pe ce motiv? Pentru ce să... Era necesar ca unul dintre noi să fie sus în casă, ca celălalt să coboare. Sigur, să rămână cu copilul. Să rămână cu copilul. I-am rugat să mă însoțească până la apartament, fiind în tuneric pe scară. Le-am spus, uitați, bineînțeles că în fața blocului l-am arătat, uitați, acolo locuiesc, uitați, la etajul 1, e soțul la geam cu copilul. Haideți! M-am dus în casă. Mi-am luat soțul din brațele, mi-am luat copilul din brațele soțului, așa cum era, în chiloței și în maiu. Da. Soțul și-a luat cartea de identitate și am coborât împreună scara, întâlnindu-ne pe coridor cu cei doi agenți de poliție, între etaje. Am coborât în fața blocului. În fața blocului i s-a cerut soțului să se legitimeze. Da. Soțul i-a prezentat cartea de identitate agentului Cruceru, principal Cruceru. Cruceru i-a înmânat cartea de identitate lui Maximaru. Aici cumva se vede. Da. Există poze și există dovezi, există filmulețe pe care dumneavoastră le-ați realizat.
și pe care le vom prezenta și noi. Datorită faptului că, datorită discuțiilor și modului în care a decurs totul, faptul că a fost soțul meu jurat și când a fost sunat de către acest agent maximar, i s-a spus, poliția coboară, coboară acum. Păi, eu sunt cu copilul în casă, nu mă interesează, lasă copilul în casă și coboară. Neîntâmplându-se nimic. Neîntâmplându-se nimic, deci când au venit, soțul meu era în casă. Și chiar dacă nu s-a întâmplat absolut nimic. Iar soțul meu are 1,70 m și 70 kg, nu e fiorosul. Da, soțul dumneavoastră s-a legitimat. Da? S-a legitimat, a prezentat cartea, da, soțul meu, Vitalia Șurpan Ionuț, a prezentat cartea de identitate, cartea de identitate ce a fost inspectată de Crucerul, după care i-a dat-o lui Maximaru, Maximaru a păstrat-o. După care Crucerul se îndreaptă către soțul și zice, da, haideți cu mine la secție acum. Păi pe ce motiv? Haideți cu mine dacă nu vă încătușez. În timp ce îi spunea asta, se vede pe filmare, că noi după aia am realizat pe filmare. Da? Noroc că a avut soțul intuiția de a filma. Da. Se vede când se întoarce către... Vreau să vă opresc puțin și să vă întreb, polițiștii, nu aveau bodycam-ul pornit? Nu, eu am văzut, n-am fost atent atunci la bodycam, da. Am văzut după aia din filmări că nu aveau niciun bodycam, nu aveau bodycam. Deci practic ei nu aveau bodycam. Nu aveau pornit. Bodycam. Nu. Vă rog, nu exista bodycam pe ei. Am înțeles. Au venit. Da. Așa au venit. Așa au vrut dumnealor. Da. De ce? Pentru că sunt polițiști. Chiar da. Ca o mică paranteză, asta i s-a spus și soțul în secția de poliție. Știi cine suntem noi, mă? Băi, noi suntem poliția română. Eu nu vreau să-l învăț pe copilul meu că asta e poliția română. Pentru că vreau, ferească Dumnezeu, dacă va fi vreodată nevoie de ceva, să se ducă toți către poliția asta. Toți vrem asta. Să găsim un sprijin în poliție și nu numai. Toți ne dorim Sunt persoane lucru. Care merită haina, sunt persoane care nu merită haina. Da. Și din păcate, pe unii haina îl face. Da, haideți să revenim puțin la povestea. Da, am... După ce i-a spus soțului că haide la poliție fără niciun fel de justificare, s-au repezit în spate. A venit Maximaru către soț și i-a spus dacă nu veniți, vă încătușez. Vă folosi forța. Păi, cum folosești forța? Cum folosești forța? Folosești forța, ia să vedem. Fără să-mi spui nimic, fără motiv, fără... În continuu întrebam, pe ce motiv? Vă rog frumos, spuneți-ne motivul. Pe ce motiv? Și nu vi s-a răspuns niciodată la întrebare. Niciodată, nici în ziua de azi nu știu motivul, nu știu. Noi nu știm de ce a fost necesar să vină Meaiu, de ce Meaiu a venit, că vorbea vorbe de o parcare. Da? Și soțul dumneavoastră a fost încătușat? Soțul meu au venit din spate amândoi, l-au luat din spate, l-au izbit în mașina care era... O mașină care era parcată, o mașină unui vecin care, la rândul ei, fiind a doua victimă, vecinul ei fiind a doua victimă a acestora, a celor care au parcat. Telefonul i-a căzut din mână și i-a căzut, posibil, sub mașină sau nu, pot să-mi dau seama, telefon care a filmat vreo 30 ceva de minute, telefon pe care l-am recuperat mai apoi de la poliția locală. Deci l-au găsit. Da. Și mi-a fost returnat telefonul soțului. Și mai apoi am văzut pe filmări tot ce s-a întâmplat. Bineînțeles că a început copilul meu să plângă. Soțul meu a fost copilul târât. Domnul Vitalia, soțul dumneavoastră, a fost încătușat de față cu copilul de 4 ani? Soțul meu a fost trântit la pământ, izbit, încătușat, au sărit, au urcat cu picioarele pe el. În fața copilului meu. Se aude în filmare când copilul meu... Da, se aude în filmare unde copilul nostru era foarte speriat. Și îmi spune că îi este frică, mami, mi este frică. După ce l-au luat și l-au dus la secția de poliție, copilul meu m-a întrebat, mami, dar de ce l-au luat pe tati, a furat? Pentru că în creierașul lui, da? Era asociat poliția cu răufăcător. De a rezolva o nedreptate, o dreptate, da. Da. Ce-a făcut tati? Păi tati n-a făcut nimic, l-au încurcat cu altcineva, uite, vezi că de asta n-am dus la secția de poliție, că și-au cerut scuze, ai văzut că au ieșit afară și au cerut scuze? Nu, au ieșit afară și au făcut un alt abuz. Ce s-a cu intenția de a face un alt poliție? Abuz. La ce secție de poliție l-au dus? Mie mi-au zis că... Nu mi-au zis la ce secție, în schimb am reținut că era secția 3. Da.
ceea ce a zis Maximaru, și noi ne-am îndreptat către secția 3 de poliție, care e undeva pe Bulevardul Mamaia. Da. După care am primit un telefon cu număr ascuns de la soțul meu, da? Și un agent de poliție care a asistat la, așa zis, interogatoriu acolo, da. Așa. M-a sunat și m-a direcționat către Palas, în Palas, nu? În Palas. Da. Da. Deci către secția de poliție din Palas. Către secția de poliție din Palas, că înțeles că s-au făcut. Unde acolo l-au dus și pe acolo l-au dus pe soț. Dumneavoastră. După ce l-au urcat în mașină și ați văzut cum l-au lovit, l-au aruncat pur și simplu în mașină, cu spatele în interior, cu cătușele legate strâns la spate. Chiar o să vedeți în poze și în filmare că, deși era jos încătușat, l-au apăsat pe coloană, pe coloana vertebrală, l-au apăsat cu mâinile. Da, aici se vede unde dânsul a fost încătușat și unde, da, a fost apăsat cu piciorul pe coloana vertebrală. Și apoi cu mâinile. Maximal a avut grijă să-l apese pe mușchiul gambei și pe mușchiul femurului și pe coloana vertebrală în zona toracică și lombară. Are și niște zgârieturi în zona coastelor și am văzut, chiar de o am văzut, de zile, o să le prezentăm și pe acestea. Pe soț încă mai doare în zona toracică. Pentru că nu înțeleg cum ce a căutat cheia de la mașină, pe cum a folosit-o, și se tot vede în filmare cum tot ia cheia, pune cheia, mută cheia. Ce s-a întâmplat la secția de poliție mai exact? După ce l-au dus la secție, l-au scos din mașina de poliție, din secție a venit un alt agent de poliție cu body cam-ul pornit, da. Iar agentul crucerul i-a cerut să închide body cam-ul și să-l țină închis. L-au luat din mașină și l-au dus într-o cameră. Ce a făcut acel polițist? A închis bodycam-ul? Da, bineînțeles, pe dacă s-a dat ordin să închidă, a închis bodycam-ul imediat, da? Iar crucerul a avut grijă să-l amenințe pe soțul meu. Lasă că ai să vezi tu ce pățești acum la secția de poliție. Ai să vezi tu ce pățești acum, da? L-au dus în secție, într-o cameră, ca într-un vestiar, mi-a spus soțul. Și au spus să se așeze pe un scaun. Era o masă cu vreo 2-3 scaune și au spus să se așeze pe unul dintre scaune. Agent principal crucerul, cel cu accent de Basarabean, da. A ieșit din cameră și s-a întors după puțin timp cu un proces verbal în alb, ca să-l completeze. Și soțul meu era așezat pe scaun când s-a întors crucerul, i-a tras un cap în cap. Și a spus, aici stau eu, mută-te mai încolo. Și a început să se uite în telefon ca să caute, posibil, să caute procedura penală, să-i găsească niște articole. Da. Da? Sunt două articole acolo pentru provoca scandal, dacă îmi permiteți. Deci dânsul a primit o amendă, da? A primit o amendă, da. Maximarul, da. Fiind lângă crucerul, tot îi spunea, de maxim, de maxim, de maxim pedeapsă, pedeapsă maximă. Și spune așa că aflându-se la domiciliul mai sus menționat, a provocat scandal asupra numitei, pot să-i dau numele, având un comportament recalcitrant. Altă linie. De asemenea, a proferat cuvinte și expresii jignitoare asupra numitei, mă rog, și spune numele. Pot să-i zic numele? Spuneți numele, sigur. Grecianu Ludmila. Da. Așa. În laglă mașină, lângă, probabil lângă posibil, mașină, da. În lângă mașină sau și lângă mașină, a refuzat să se legitimeze la cererea justificată a organelor de poliție. Cererea justificată a organelor de poliție s-a legitimat. Da, buletinul, așa cum buletin, carte, da. De identitate, buletinul, cum spune, da. Domnul agent Maximaru, i-a fost păstrat de către Maximaru. Și asta la baza întocmirii procesului verbal. De au știut ID-ul, CNP-ul, seria, da, și așa dânsului. Mai departe, datele. Da. Deci a fost, iar ochelarii și ID-ul, că și ochelarii nu i-au fost dați decât după încheierea interviului sau, după, mă rog, ce a putut așa, și părăsi secția de poliție. Doar înainte de a-i se citi procesul verbal, și atunci a fost doar la citirea procesului verbal a fost deschisă un body cam.
Doar atunci când i s-a citit acest proces verbal. Motiv pentru care, pentru că era bodycam-ul deschis, motiv pentru care soțul meu a comentat și a spus că nu am înjurat și nu am adresat injurii. Da? Și a fost aici consemnat. Aici a trecut dânsul la observație, da. Când a fost întrebat. Da, da, da. Însă, mi-aduc aminte că atunci, mi-a spus soțul că atunci când l-au luat din mașina de poliție și a văzut că a venit cu bodycam-ul, da, deschis. Soțul meu a strigat: deschide bodycam-ul, deschide bodycam-ul, iar crucierul i-a spus să nu-l deschidă. Deschide bodycam-ul, da, deschide bodycam-ul. Vreau bodycam, vreau dovadă bodycam. Și bodycam-ul acela a rămas închis. Și bodycam-ul acela, bineînțeles, dacă crucierul i-a să rămână închis, a rămas închis. Da. Ce se întâmplă acum? Ce aveți de gând să faceți dumneavoastră? Ce ați făcut? Nu știu dacă se vede că a venit, singurul care a avut curaj a fost fratele meu, care da. Tot la etajul 1 stă și el și care a vrut să sară în ajutorul a venit, soțului. Da, doar să întrebe, pentru că știe că nu este violent, da, nu e violent și nu i-au răspuns soțului, dânsului nici atât, nici atât de asta. Ba mai mult, a fost amenințat, fratele meu a fost amenințat de către Maximaru cu, prin folosirea spray-ului paralizant, chiar să văd poze, că nu reprezenta niciun pericol, fratele meu era folosit? Chiar și la... Nu l-au folosit, posibil nu știau cum să-l folosească, pentru că la un moment dat era Maximaru cu spray-ul paralizant în mână și se uita la spray. Posibil mai putea să mai facă și un selfie, că altfel nu pot să-mi imaginez. Situația... M-am uitat după aia în poze și în filmare, nu reprezenta niciun pericol. Absolut niciun pericol. Fratele meu a întrebat de fiecare dată. I-a spus, sunt cumnatul, de ce luați? Sunt cumnatul, ce a făcut? Sunt cumnatul, ce s-a întâmplat? Sunt cumnatul, de ce-l bruscați? Da? Ba din contra, și el la sfârșit a fost apostrofat de către cei doi, da? Agenții de poliție, da. După ce l-a urcat pe soț în mașină. Soțul le tot spunea, nu în fața copilului. Nu în fața copilului. Crucierul a avut o plăcere fantastică. Ba da, în fața copilului. Ba da. În fața copilului. Era conștient că toate se fac în fața unui minor, în fața copilului. Da, era copilul în fața mașinii. Tulburător. Ce s-a întâmplat după ați luat legătura cu un avocat? Am luat legătura cu un avocat. Avem plângere penală împotriva celor doi. Celor doi polițiști. Doi polițiști. E necesar să ne prezinte motivul pentru care au venit. Care ați cerut. Da. Nu am primit niciun răspuns încă. Și, bineînțeles, contestarea procesului verbal în instanță. E necesar să prezinte dovezile care au stat la baza. În primul rând, de ce au venit? Pentru ce au venit? În ce stadiu se află procesul? Aveți un termen? Nu. Deocamdată nu avem termen. Iar plângerea a fost trimisă, plângerea penală a fost trimisă și către poliție, pe adresa de poliție. N-au luat act de faptul că există o plângere, au înregistrat-o ca și încă un caz și în cazul în care va fi de competența dumneavoastră, vor soluționa. Spuneți-ne, vă rog, copilul fiind de față și văzând, auzind țipetele tatălui și așa mai departe ale polițiștilor, cum se regăsește copilul? Cum este? Copilul vorbim nu de un poate copil să de nici 4 ani și indiferent cum ar fi fost, chiar dacă ar fi fost și mai mare, e vorba de părintele lui care, clar, a fost foarte afectat. Copilul de la grădiniță am primit feedback că a început să se împingă, da? Și chiar am fost întrebați dacă sunt să împingă alți copii și am fost întrebați dacă se uită la scene violente. Noi nu-i dăm telefon, are acces la telefon și tot ceea ce vede este controlat și singurele desene animate sunt Fixichi și Baby Ricky la care ne uităm și noi și mai învățăm și ne mai aducem și noi aminte de școală. Însă am mers doamnele la terapie. Învățătoare, neștiind ce s-a întâmplat. Nu, educatoare, neștiind ce s-a întâmplat și au dat seama că e o problemă. Și au dat seama că e o problemă, da. Plus de asta, copilul meu zice tatăl nostru. Și îl știe tatăl nostru. Și tatăl nostru zice interpretat. Și nu ne duce pe noi în ispită că vine poliția, te trântește la pământ și spune cătușele. Copilul meu de fiecare dată când vede mașină de poliție nu știe pe unde să fugă. Este frică, plânge, se trezește plângând noaptea. A fost o perioadă imediat după în care
Bineînțeles că n-ai cum să, oricât de mult ai evita să nu vorbești. Copilul meu nu suportă să audă, că s-a mai întâmplat din greșeală să deschid telefonul și să, până să-l dau pe silențios, da, și să audă scomete și pune mâinile la urechi. Nu, nu, mami, mami, nu, 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 te rog, nu, nu, nu. Este în continuare afectat. Este în continuare afectat. Este în continuare afectat. Am început terapie cu copilul, pentru că nu vreau ca mai târziu să copilul meu să aibă un blocaj și să nu știe care este motivul. Noi toți am fost afectați, atât. Eu am văzut soțul umilit, trântit la pământ, umilit în fața vecinilor, pe nedrept. Necunoscând niciun motiv și... Necunoscând, da? L-au încătușat ca pe un ultim infractor. La secția de poliție mi-a povestit după ce i s-a întâmplat. Și de ce? Pentru ce? Noi nu știm. Noi nu cunoaștem motivul. Chiar era necesar să se ajungă la așa ceva? Sunt curioasă ce s-a întâmplat cu acea mașină până la urmă. Mașina am verificat-o pe... mașina până la urmă și-a scos... Pentru că totul scos, practic de acolo, de acolo, da, a început. Mașina cu numărul de Ialomița. Am verificat-o pe un site unde pe AIDA poți să verifici dacă are sau nu are asigurare. Nu avea asigurare. Da? Mașina a fost condusă inclusiv de tânărul doamnei. Eu sper că este major. Fiul dânsei. Fiul dânsei, da. Fiul dânsei care... Fiul este... am văzut că este făcut judo, campion. V-ați mai întâlnit cu vreunul din membrii familiei? Nu? După nu. Nu. După nu. Nu. Nu știu dacă are, nu știu, știu sigur că nu are proprietate așa cum a declarat dumneai ei și este înregistrată pe filmare. Știut, clar. Da, pentru că am întrebat pe grupul nostru de al blocului și am întrebat dacă acești doi oameni, soție, au proprietate în bloc. Adică n-ai cum, zic, cred că sunt chiriași, dar n-ai cum să te porți în halul ăsta dacă intenționat, clar, intenționat. Deci cei doi polițiști au venit cu intenție direct pe soțul meu. Nu i-ați chemat? Nu i-am chemat. Cineva i-a chemat, nu puteau veni. Cineva i-a solicitat. Un telefon, absolut. Da, și la urmă, studiind că nevoia te învață, da, am studiat acolo și am văzut că legea le impune să vină cu bodycam. Da. Bodycam-ul se păstrează filmarea timp de 6 luni. Da. Sunt anumite situații în care, inclusiv la legitimare, trebuie să păstrezi. Am aflat că e necesar să-ți facă, dacă m-au legitimat și pe mine, e necesar să-mi facă un proces verbal în care să mă anunțe că mi-au verificat datele. Bineînțeles că nu. Că acest lucru nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat nimic din ce trebuia să se întâmple. Nu. Doamna Cristina, vă mulțumesc pentru că ați venit la noi în studio și, în primul rând, pentru că ați avut curajul să ne spuneți trăirile familiei dumneavoastră și ce s-a întâmplat și ce ați pățit fiecare membru al familiei. Eu vă doresc mult succes și sperăm din tot sufletul ca acest caz să fie elucidat și să fie luminat până la urmă și dreptatea să-și spună cuvântul. Eu vă mulțumesc și... Exact cum am spus, sunt oameni care își merită uniforma, oameni care nu își merită uniforma. Eu încă mai cred că mai sunt și oameni buni. Așa trebuie să credem și să fim optimiști în continuare, cu toate că viața uneori se întâmplă și bune și rele și uneori nu mai știm ce să mai credem. Vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în studioul Replica. Mulțumesc. O zi bună și noi vă mulțumim. La revedere!